Bine te-am regăsit! Am pregătit pentru tine, în data de 5 iunie 2023, de la ora 19, ora României, un workshop gratuit, în urma cererii foarte mari pe care am avut-o la cursul gratuit. Este prima dată când tratez această temă, înfrumusețarea vorbirii de zi cu zi în limba germană cu ajutorul adjectivelor. Dar nu numai în limba germană. Folosim destul de puține adjective, ci și în limba română. Hai să învățăm cum să le folosim corect într-o descriere. Da? De exemplu, das Haus ist schön, casa este frumoasă. În schimb, dacă vrem să spunem că este mai frumoasă, da? Das Haus ist schöner, este mai frumoasă. Putem să o și comparăm cu o altă casă. Mein Haus ist schöner als dein Haus. Casa mea este mai frumoasă decât a ta sau poate a ta. E mai frumoasă decât a mea. Iar a lor, ihr Haus, casa lor, ist am schönsten. Casa lor este cea mai frumoasă. Hai să vedem cum să folosim aceste adjective corect, cum să le comparăm și să facem o descriere superbă.